Corul Preludiu, dirijat de Voicu Enăchescu, a dăruit dâmbovițenilor în seara de 21 decembrie un concert de colinde românești și cântece de Crăciun din repertoriul internațional. Reprezentația s-a bucurat și de participarea extraordinară a actorului Eusebi Ștefănescu. Înainte de concert, dâmbovițenii au putut admira și expoziția de pictură din holul teatrului. Lucrările sunt semnate de Gheorghe Petre. Elementele pe care le zidește, le așează pe suprafață, sunt dominate de eu-ul lui interior, categoric, altfel n-ar face pictură.